parte un tip rapid, noi să rezolvăm probleme cu parcări care noi trebuie să formăm acolo unde avem alături de străzi, trebuie să le amenajăm și introducem un sistem IT, asta facem în jumătate de an, în care noi să scoatem bani de la toți care parchează mașini. Se formează prețurile la servicii comunale. Eu cred că sunt foarte scumpe pentru majoritatea locuitorilor. Sunt și alte probleme care trebuie să fie analizat și noi să ne ocupăm, cum spune plotna limba rusă, cu formarea prețurilor. Sunt probleme legate de orașul nostru vechi. Sunt câteva capitale în Europa unde se păstrează orașul vechi și este o mecă turistică. Sute de mii, milioane de mii oameni vin, de exemplu, în Praga, în Varșava, se vadă orașul vechi. Orașul nostru este foarte interesant și nedescoperit. Noi avem istorie, noi avem legende, noi avem cricuri, bilești mici, mai mult ce avem interesant. Sunt probleme legate de ecologie. Noi, în prima păcătorie, să interzicem construcție în parcuri, în zone verzi, în untru cartierilor. Noi să ne ocupăm să înțelegem unde s-au dus 30 de hectare de pământ, au fost furate de oraș. Nu știu, înțelegeți asta sau nu, cunoașteți. Și cu asta pământul acesta nu mai puțin decât 1,5 miliarde de lei. Asta, practic, jumătate de bugetul Chișinăului. Probleme care necesită mari investiții. În primul rând, este problema de reparare drumurilor, de formarea sistemului drumar, de formarea sistemului a transportului pentru pasageri. Eu cred că transportul orașenesc în 4 ani noi trebuie să-l facem să fie fără bani. Afară de microbuse. Cum o să facem? Eu vă lucrez. A doua noi trebuie să investim în sistemul de epurare a apelor curculate, că noi nu avem sistem. Și de aceea noi trebuie să ne unim împreună, să facem în primul rând nu în Rusia, și nu în România, și în Europa, ordine aici. Nimeni nu o să vie din vest sau din est să ocupe cu probleme orașului nostru. Nimeni. Numai noi putem să facem lucrul acesta. Și de aceea, eu cred că noi o să avem posibilitatea să ne unim și să dezvoltăm, dar în primul rând să-l salvăm orașul nostru. Și noi avem planuri și noi exprimăm platforma noastră să creăm o companie ipotecare. Compania aceasta să fie formată din bani, așa numit extrabugetare, care noi putem să le primim, și noi să finanțăm minimum pe 25 de ani tinerii, și poate nu prea tineri, sunt familii care sunt și mai în vârstă, care trebuie să rezolvă probleme de locuință, și maximum cu 7%. Asta nu este, cum spune, eu sunt, в отличие от других политиков, от политиков, которые приходят к власти, eu sunt om de afaceri și dacă eu spun ceva, eu fac. Și el prevede cumpărarea pe an a 50-60 de troleibuse și 80-90 de autobuse. De unde luăm bani, eu spus de unde, noi trebuie să luăm bani cu cost mic și trebuie în mod rapid să rezolvăm toate problemele. Noi trebuie prin orașul nostru să meargă autobuse noi, troleibuse noi, nu primul trebuie bani, vreau să vă spun. Cât costă? 100 de mii unde luăm troleibuse, vreau. Cine știe? Dar se vedea.